Această candidatură independentă o aduce pe doamna Firea din nou în prim planul acestei opțiuni de a fi candidatul cu șanse la primăria capitalei. De fapt, doamna Firea este bine mersi în concediu și nu în altă parte, în ancheta pe care o vedem cu toții că se desfășoară în jur și care a creat o mare emoție publică. Șansa domniei sale este reală, asta o știu toți, chiar și liderii politici de pe USL a și anunțat că o susțin. Doamna Firea este în toate măsurătorile care se fac cu șansa cea mai mare. Relația este și inversă. Doamna Firea, chiar din candidatura independentă, poate să fie un tractor pentru anumite partide politice. De departe, în acest moment, șansa majoră are doamna Gabriela Firea.